Agricultura se repoziționează extrem de rapid printre cele mai importante industrii ale lumii. Chiar și în țările puternic industrializate, datorită relaționării și interdependenței tot mai pregnante dintre aceasta și ramurile energetice, alimentare sau producătoare de mașini. Procesul de încălzire globală, unul din principalii factori cu influență, are un impact major nu doar asupra producțiilor obținute, cât mai cu seamă asupra prețului de vânzare a acestora, ba chiar și asupra valorii terenului agricol. Astfel, la nivel mondial, influențează permanent structura culturilor, fermierul, devenind un fin analist al pieței agricole, orientându-și activitatea și investițiile funcție de tendințele acesteia. An de an ne confruntăm cu o serie de provocări legate fie de condițiile climatice, de altfel tot mai extreme în ultimii ani, fie de volatilitatea prețurilor la recoltare, fie de costurile pentru combustibil, forță de muncă calificată sau inputuri de orice natură. Toate aceste inputuri vor antrena progresiv creșterea valorii terenurilor agricole în următorii ani. Ca urmare, adoptarea noilor tehnologii agricole trebuie să se încadreze contextului pedoclimatic, socioeconomic și cultural în care ne desfășurăm activitatea, reprezentând una din prioritățile companiei Syngenta. Porumbul reprezintă cultura cu cea mai mare pondere la nivel național, dar totodată și cea mai fragmentată dintre culturi, ceea ce conduce la obținerea unor producții cu o plajă extrem de largă între minim și maxim, datorită tehnologiilor variate aplicate. Studiile efectuate pe termen mediu și lung de compania noastră indică faptul că randamentele cele mai bune se obțin semănând într-un interval foarte primăvăratec, 25 martie-10 aprilie. Principalii parametri urmăriți sunt legați de temperatura în sol la momentul semănatului, precum și trendul temperaturii atmosferice, gradul de umiditate a solului, calitatea patului germinativ și, desigur, alegerea hibridului ce se pretează la o astfel de tehnologie. Toți acești factori asigură startul atât de necesar unei culturi viguroase și uniforme, astfel încât să ajutăm hibridul să-și exprime cât mai bine potențialul genetic de producție. Necesitatea obținerii unor producții superioare și constante ne obligă să oferim fermierului un program tehnologic complex ce cuprinde semințe cu înaltă valoare genetică, produse de protecție a plantelor, expertize tehnice profesioniste, precum și o diversitate de servicii de cea mai înaltă calitate. Syngenta se detașează astfel ca un partener redutabil pentru cei ce își desfășoară activitatea în agricultură. Proiectul 3P, precocitate, productivitate, profit, combinația ideală între precocitate, pierderea rapidă a apei la maturitate, recoltare timpurie și producție ridicată. Precocitate, productivitate, profit. Această campanie a fost lansată chiar aici, în Valea lui Mihai, acum 3 ani, cu hibrizi din grupele extratimpurii, timpurii și semitimpurii de maturitate. De ce? Pentru că a venit la cererea fermierilor din această zonă, fermieri de altfel cu o tehnologie foarte bună și care investesc foarte mult pe unitatea de suprafață pentru această cultură și pentru aceea se așteaptă la producții foarte mari. În general își doresc producții de peste 10 tone pe care le și obțin. Își doresc să recolteze mai devreme pentru a-și putea elibera și pregăti terenul pentru culturile de toamnă. Domnule Budai Mihai, sunteți unul dintre cultivatorii hibrizilor de la Syngenta din gama 3P. Am înțeles că ați avut rezultate pe care ați vrea să ni le împărtășiți și nouă. Da, este adevărat. Acest program 3P este un program unic și foarte reușit, din cauza că a trezit fermierul român la realitate. În sensul că i-a indus ideea de a semăna mai timpuriu, odată cu aceasta beneficiind de rezerva de apă din sol, care oricum, oricât a fi iarna de secetoasă, tot se adună la un anumit nivel. Plus de asta, semănatul timpuriu mai are avantajul că permite o dezvoltare rapidă a sistemului radicular încă din primăvară, astfel că pe parcursul perioadei de vegetație absorpția elementelor nutritive și a apei este mai bună, plus de asta conferă o stabilitate arhitecturală a plantei în condiții de furtuni și vijelii. Da, deci prima dată am cultivat hibridul olimpic în anul 2011, am avut vreo 200 de hectare,
Am semnat pentru că am vrut să semen după el greu, fiind un hibrid timpuriu, și am obținut o producție de vreo 8 tone pe hectare atunci. Anul ăsta am semănat iar vreo 160 de hectare. Cred că unul din avantajele esențiale este faptul că un astfel de hibrid și o astfel de abordare valorifică mult mai bine factorii sau, mă rog, avantajele de timpurietate, pentru că ne confruntăm cu o secetă din ce în ce mai pronunțată, iar utilizarea resurselor de apă și hrană pe care hibrizii timpurii o fac mult mai bine în prima perioadă de vegetație este practic un avantaj. El, având un metabolism care se dezvoltă mult mai rapid, practic reușește să valorifice hrana și apa pe care o are la dispoziție mult mai devreme, până când încep arșițele foarte mari. Discutam mai devreme cu cineva care a avut un lan de aproape 4 metri, dar n-a făcut nici 2 tone de porumb, pentru că porumbul nu a polenizat, nu a legat. Asta pentru că în perioada de polenizare s-a suprapus cu temperaturi foarte mari. Și atunci, desigur că acest porumb timpuriu realizează această etapă de polenizare mult mai devreme și nu mai este expus aceluiași risc. În primul rând vreau să încep plângându-mă că am avut un an destul de greu pentru producția agricolă, dar având asemenea produse de calitate de la Syngenta și pot să vă spun că în spatele nostru avem un an de porumb olimpic se numește, am reușit totuși să avem un profit destul de bun pentru anul acesta, unde seceta ne-a jucat atâtea feste. L-am semănat în primăvară foarte, foarte devreme, chiar temperatura în sol era aproape, spun, de 5 grade și am avut curajul să-l semănăm foarte devreme. Colegii de la Syngenta au studiat și acești hibrizi au și un cold test bun, ceea ce înseamnă că poate fi semănat devreme. Bineînțeles, când temperatura este pe un trend ascendent, asta înseamnă o mult mai bună eșalonare a lucrărilor. Până la urmă, dacă ești un fermier cu suprafețe mari, poți să-ți eșalonezi mult mai bine semănatul. Dar, practic, semănând de vreme, planta se rădăcinează, se dezvoltă. În momentul în care apare stresul, chiar și primăvara, pentru că în România primăverile sunt destul de scurte și ajungem rapid în temperaturi mari și cultura intră în stres, planta apucă să se înrădăcineze și să se pregătească mult mai bine pentru ce înseamnă perioada de stres. Mivel ezek a korai virágzású fajták, a stresszt jobban elkerülik, tehát általában olyan július közepe, július végén szokott bejönni a hőstressz, és ebben az évben most június végén bejött, de a nagyon korai vetés, tehát ez itt általában olyan április elején vetnek, ugye, a március végén, akik vetettek, és korai, tehát 200-as FAO számú hibridet, azok a virágzásban teljesen elkerülték a stresszt, és el tudták itt élni a 70-80 mázsás termésszintet is, ahol ugye máshol termett 20-30 mázsa ezzel ellentétben. Mai există un avantaj, în primul rând că nu necesită uscare, care implică costuri suplimentare, plus de asta e o marfă vandabilă chiar la recoltare și sunt primii bani care poate să intre din cultura de porumb. Plus de în plus față de aceasta, recoltând timpuriu, se pot veni cu culturi de toamnă, inclusiv cu rapiță pentru ulei. Nici nu se mai pune problema pentru cerealele păioase de toamnă. Și a fost foarte mulțumit de hibridul de la Syngenta Olympic și în continuare voi semăna la suprafețe mari acest hibrid. Semănatul foarte devreme și recoltatul foarte devreme, acum avem un avantaj că putem să intrăm la lucrările solului pentru a ara foarte devreme și a semăna, a pregăti pentru culturile de toamnă. Deci încă un avantaj. Sunt avantaje pe care nu le vezi la prima analiză, pentru că a semăna un hibrid de acest gen înseamnă posibilitatea de recoltare undeva în luna august, spre sfârșit, fără alte costuri suplimentare de uscare, care într-un an ploios pot fi foarte importante, mai ales în zona aceasta,
de vest a României, la care se adaugă și costuri suplimentare de a scoate producția din câmp, pentru că ai un consum mult mai mare pe utilaje, pe semăn, pe combină, pe tractoarele cu care scoți producția de acolo, plus tasarea terenului, care înseamnă după aceea costuri suplimentare pentru pregătirea lui mai departe, întârzierea lucrărilor. Deci dacă pui toate aceste avantaje una peste alta, vei constata că și dacă un hibrid poate tardiv are un potențial de producție mai mare și poate chiar să dea o tonă în plus sau două, dacă pui într-un echilibru economic, să vezi până la urmă unde este profitabilitatea mai mare, cred că balanța înclină către acest segment de hibrizi din grupa 200-200 timpuriu FAO, care au un potențial de producție de 8-10 tone și care practic pot aduce o profitabilitate mai mare în fel. În contextul încălzirii globale, cu ce produse vine Syngenta în întâmpinarea fermierilor? Vom dezvolta o serie de hibrizi care să vină în întâmpinarea acestei nevoi. Este vorba de hibrizi cu grupe de maturitate mică, în conceptul 3P, în conceptul Syngenta 3P. Unul dintre ei, care în momentul de față este un vârf de lance în campania 3P, este Cobalt, pe care îl puteți vedea aici. Dar, pentru viitor, în spatele meu, puteți observa o serie de hibrizi. Avem un câmp întreg cu care ne pregătim să facem față confruntărilor legate de stresul climatic. Precocitate, productivitate, profit de la Syngenta.